Orașul milenar. La polele munților Gâltâi se află așezarea multiseculară Civitas de Medio Monte, Muntele Mijlociu, Feșu-Banio, Baia Sprie. Trecutul acestui orășel se bazează pe multe supoziții, legende, dar din fericire și pe o bază documentare arhivistică deosebit de bogată. Primele intenții ale celor veniți pe aceste meleaguri cu siguranță s-a legat de căutarea comorilor, respectiv aurul și argintul. La o altitudine de aproximativ 360 de metri s-a format așezarea primilor întemeietori, Mons Medius, centrul visurilor. A oferit tot ce era mai scump, sursa de existență. Codrii bogați în sălbăticiuni, lemne pentru construcții și încălzit, au atras pe cei dornici de avuțire. Pe lângă mici poteci crescute pe brațele bătrânului uriaș, au apărut odăile mărunte ale căutătorilor de aur. Construcțiile de acest fel au rămas tipice întotdeauna de-a lungul secolelor. Din păcate, din ultimele existente ne-au rămas urme foarte sărace pentru conservare. Primul înscris care amintește orașul este o diplomă privilegială emisă la data de 29 mai 1329 de regele Carol Robert. Două așezări formate aproape în același timp, Valea Muierii, adică Baia Mare, și Mons Medius, Baia Sprie, au fost legate aproape întotdeauna pe parcursul secolelor. Conform unor teorii, bogățiile aflate în apropierea suprafeței pământului au fost descoperite în epoca bronzului. Urmele descoperite, mici galerii existente, dau crezare acestor posibilități. Alte presupuneri vin de pe vremea romanilor. Pot fi adevărate și acestea. Literatura de specialitate și documentele arhivistice permit să concluzionăm că exploatarea zăcămintelor de metale prețioase s-a dezvoltat datorită colonizării nemțești după invazia tătarilor din 1240-1370. În această perioadă au fost întemeiate orașe minerești, apar primele orașe regale libere. Scrisori regale, privilegii acordate din partea regilor, au permis importante dezvoltări sau asuprirea unor stăpâni crunți, ori amărăciunile aduse locuitorilor au contribuit la diferențierile nivelului de trai ale acestora. Nu trebuie să uităm că de-a lungul secolelor, perioada de peste 1000 de ani, indiferent că au fost lupte pustiitoare împotriva acestei populații, viața a rămas să fie continuată în aceste ținuturi deosebit de frumoase, bogate, și acest lucru s-a datorat întotdeauna minerilor, cei care mai întâi la suprafața solului, apoi în adâncuri, în galerii subterane, și-au câștigat existența și-au îmbogățit stăpânii cu cele mai scumpe și importante comori, cu aurul și argintul obținut prin munca lor mizerabilă, dar niciodată nu recompensată așa cum ar fi fost cuvenită. De-a lungul secolelor, în diferite imperii sau regimuri, mineritul a existat și a fost o ramură importantă a economiilor țărilor gazde. La sfârșitul secolului 20, din motive de neînțeles, a fost oprită această ramură industrială,
deși, după comorile amintite mai sus, a fost deosebit de importantă exploatarea zăcămintelor de cupru, plumb, zinc și chiar molibden, necesară industriilor dezvoltate de astăzi. Viața de miner nu a fost apreciată niciodată la dimensiunile sale meritate. Chiar după închiderea minelor, nu s-au ocupat în suficientă măsură de omagierea meseriei străvechi și de crearea respectului înaintașilor mineri. De minerit se mai leagă o serie de obiceiuri, legende, tradiții. Peste tot în lume, în zonele industriale miniere, s-a dezvoltat un cult al ocrotitoarei minerilor, Sfânta Varvara. Sunt biserici, statui, picturi, monumente de artă închinate acestei sfinte. Cei din Baia Sprie, locuitorii celui mai vechi oraș mineresc, la inițiativa și entuziasmul primarului din anul 2020, Bârda Sebastian Alin, s-au gândit să omagieze în mod cuvenit această moștenire a timpului. Asociația Valorile Monte Mediu, prin președintele Hitler Ferenc, cu activitățile cultural-artistice existente, cu contribuția deosebită a sculptorului Coter Vasile, a realizat o serie de lucrări, sculpturi dedicate mineritului, minerilor, obiceiurilor, așa cum sunt minerul totemuri cu această temă sculptate și statuia Sfintei Varvara. Dorim ca aceasta să fie o aducere aminte a tuturor, a urmașilor, a străinilor care calcă pe acest pământ sacru și să aducă un omagiu pentru cei care au fost strămoșii noștri harnici și vrednici de cinstire. Noroc bun! Thank you.
sinul lor, noi tot noroc strigăm în cor. În mine-i Dumnezeu cu noi, afară schinuri și nevoi, deasupra noastră n-avem cer. Ca așa e viața de miner. Când plin de praf cu pași trudiți ieșim din mină obosiți, ne doare că-n lumina sa pământul ține-o fără cer. Ca așa e viața de miner și moartea vine tot mai des. Slăbim